Planul de restructurare a complexului energetic Oltenia nu este secret, a spus-o ministrul energiei la Târgu Jiu. Virgil Popescu a fost întrebat de jurnaliști în prezența premierului Nicolae Ciucă despre ascunderea documentului care prevede ce se întâmplă cu compania și cu angajații acesteia în următorii ani. Asta în contextul în care reprezentanții companiei țin ascuns planul care a început deja să fie pus în aplicare și care prevede închiderea carierelor miniere și a grupurilor de producere a energiei pe cărbune. Nu este, le-am spus și sindicalismul, nu este confidențial. Doamne, nu este. Știi ce vă rog? Știi ce vă rog? O să-l pun. Sunt două, păi, dar de ce nu este? Sunt două variante. Oamenii nu știu. Știi, sunt oamenii știu foarte. Oameni care nu știu. Nu, oamenii. Ce îi așteaptă credeți-mă, mâine? Credeți-mă că oamenii știu. De unde știu oamenii? Planul de restructurare a fost discutat. Planul de restructurare păi a fost discutat cu e? Sindicatele, o să fie public. Planul de restructurare este o versiune pusă, care a fost trimisă către comisie, este versiunea pusă pe site. Ea a mai suferit modificări în urma negocierii cu comisie și va fi pusă și ultima versiune. Ce credeți că am... Ce credeți că... Nu, evident că nu. Atunci au mințit cei de la CEO? Sau cei nu știu, de la... vorbiți cu cei de la CEO dacă v-au spus eu. Ministrul Energiei a fost prezent ieri la întâlnirile organizate la Târgu Jiu, însă a vizitat și termocentralele Rovinar și Turceni, declarând că planul de restructurare a CEO este în întârziere.